Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea Dealele Buzoianului. Alături de mine în această seară este domnul primar Constantin Toma. Domnule primar, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit, bine am regăsit pe toți buzoienii care se uită acum la noi. Sunt multe, multe subiecte pe care vreau să le discutăm. În a doua parte puteți interveni și dumneavoastră cu întrebări în direct. De asemenea, le puteți trimite prin mesaje. Domnule primar, o să începem așa cu un subiect extrem de trist, dar pentru că știu că vă era un prieten foarte apropiat și pentru că știu că în Buzău, datorită dumneavoastră, am avut singurul festival din țară care i-a purtat numele lui Benone Sinulescu. De asemenea, l-ați numit cetățean de onoare. Vreau să vă întreb cum ați primit vestea și ce a pierdut România pierzându-l pe acest mare artist. A fost o mare durere pentru toți buzoienii și pentru toți românii, pentru că mă uitam acolo la Arad, unde te-ai fi așteptat să nu fie așa de cunoscut. A fost însoțit și acolo în piața Avram Iancu, în fața Teatrului Ioan Slavici, cât și mai ales la cimitir, de foarte, foarte mulți oameni care l-au aplaudat, și tineri și bătrâni, și a fost un moment pentru mine ca buzoian relevant pentru ceea ce a însemnat și înseamnă Benone Sinulescu, pentru că Benone Sinulescu este deja o legendă din timpul vieții și cu siguranță cel mai mare artist popular de la Maria Tănase încoace. A cântat alături de Maria Tănase, îmi povestea cu foarte mult drag acest lucru. Și, practic, a fost în perioada asta modernă cel mai mare artist al muzicii populare românești, care a crescut foarte multe valori, lasă în urmă multe valori și una dintre aceste valori la care am contribuit și noi, mă refer la acest festival național, concurs de muzică populară, care cu siguranță va continua, chiar dacă maestrul Benone Sinulescu nu mai e între noi. Deci un moment trist și în sfârșit împărtășesc pe această cale amărăciunea mea că n-a fost îngropat aici, dar ați venit așa, noaptea din delegația din Franța și ați mers așa imediat este, a doua zi dimineață. Am plecat, am vorbit cu doamna Elena, cu Leni, soția lui Benone Sinulescu și în sfârșit am rugat-o că era foarte greu pentru mine să fiu sâmbătă și în sfârșit a fost de acord să că mormântarea să se facă duminică la ora 1. Sunteți printre puținii oameni care l-au cunoscut pe Benone Sinulescu așa cum noi nu l-am cunoscut. Cum era? Cum l-ați putea caracteriza pe omul Benone Sinulescu, pe prietenul Benone Sinulescu? Un om simplu, foarte vesel, cu foarte multe foarte multe glume. Și nu pot să nu mi-amintesc cu foarte mult drag de un adevărat spectacol dat la o masă cu prieteni în care, într-adevăr, a fost un spectacol incredibil pentru mine. A participat Dan Puric, Benone Sinulescu, o altă întâlnire cu Gheorghe Zanfir, în care, efectiv, trai o mare bucurie, pentru că oamenii ăștia chiar au făcut foarte, foarte multe lucruri pentru această țară și povestea Benone și, bineînțeles, alături de Gheorghe Zanfir, cum umpleau ei stadioane amândoi, Gheorghe Zanfir cântând la acordeon și Benone, pentru că a fost o mare vedetă, mai ales în acele vremuri, că nu prea aveai multe motive și de distracție, de relaxare. Benone Sinulescu, iată că a fost extraordinar și pe timpul comunismului, dar extraordinar și în perioada asta nouă, să îi spunem sau să nu îi spunem capitalist. Deci un om extraordinar, la care îl ținut foarte mult, îl cunosc de zeci de ani înainte de a fi primar al municipiului Buzău și mi-a făcut mare plăcere atunci când a acceptat să vină la Buzău, pentru că, din păcate, nu prea era iubită la el acasă. Și am reușit să îl relansăm la Buzău, dacă se poate spune așa. Și sunt sigură că festivalul Benone Sinulescu cu va continua și, zeci de ani de acum și înainte. Nu numai. Avem mai multe idei. Acum sper să fie soția de acord, doamna Elena, să casa unde s-a născut la Siriu, împreună cu primarul de la Siriu, am vorbit deja cu Dragoș Voicu să facem casă memorială, casă muzeu. Vom vedea. Sunt multe proiecte.
O să mai vorbim despre ele cu siguranță. Vreau iar să mă... nu da. Pot să trec peste chestia asta, că am spus-o și acolo în cuvântul meu la, în piața Vramiacu din, din Arad. Benone, prin cât stiliu de mare cu acel refren, hai Buzău, Buzău, chiar ne-a dat un imn al buzoienilor de care trebuie să fim foarte mândri. Și știu că de fiecare dată ați insistat să se audă imnul acesta al Buzăului, chiar și la dezbaterile pe care le-ați avut în Parcul Tineretului. Da, multe locuri, inclusiv, ați văzut și pe tricoul fetelor, hai Buzău. Da. Nu vreau să vă emoționez foarte tare, pentru că avem și subiecte pe care buzoienii le așteaptă cu interes, vreau să le discutăm. Dar înainte de a trece la asfaltări, linii continue și așa mai departe, vreau să-mi spuneți cum a fost în Franța. Ați fost acolo o delegație importantă, cu ce ați venit? Da, un lucru extraordinar. Anul ăsta chiar a fost un an, aș putea spune, deosebit pentru primăria municipiului Buzău, pentru că în Franța am fost pe banii Franței, pe banii ambasadei Franței în România, pentru că am câștigat o mare competiție ținută de ambasada Franței, care s-a numit Orașe Durabile, care au participat foarte multe orașe mari din România. Am câștigat în fața tuturor și acest proiect ne-a adus în afară de diplomă și recunoașterea acolo. Acest premiu s-a acordat chiar la sediu ambasadei Franței din București și un premiu constând în deplasarea a 5 oameni din primăria Buzău la Paris, într-un oraș lângă Paris, Île-les-Moulineaux, și bineînțeles ultimele două zile au fost într-un oraș magnific pe Valea Loarei, care se numește Tours, Tours de la noi, și da, un oraș incredibil. Bineînțeles, totul s-a desfășurat pe ideea asta de oraș durabil, pe tranziția ecologică, pe tranziția de la economia lineară la economia circulară. Am avut parte de întâlniri excepționale, inclusiv în Grand Arch de la Défense, unde într-unul din picioarele turnului este chiar Ministerul Tranziției Ecologice și unde proiectul dezvoltat de noi, am plecat cu ideea asta de școală circulară de aici de lângă dumneavoastră, școala 11, și am trecut pe ce am început noi să facem, pentru că suntem primii în România care am început o treabă serioasă în acest domeniu și, bineînțeles, ne-au împărtășit din ideile lor și acest lucru s-a întâmplat și în vizitele de lucru care s-au desfășurat în cele două orașe. Am participat de asemenea, având în vedere și funcția mea în cadrul Asociației Municipiilor din România, ca de președinte executiv, am întâlnit și cu conducerea Asociației Primarilor din Franța, așa se numește acolo, care avea 103-lea congres, mare întâlnire în care își realegeau și conducerea, dar am participat și la o expoziție minunată pe care încerc și eu să o aduc în România și să-i conving pe colegi, cu produse, cu echipamente, cu servicii pentru primării. Pentru că la noi nu ai de unde, eu știu, să poți alege din mai multe oferte. Pur și simplu cauți tu și ori vine cineva la primărie, ori, dar nu ai ceva, eu știu, specializat, o expoziție specializată în acest domeniu de dezvoltare a orașelor, de dezvoltare durabilă a orașelor. Ați fost împreună cu doamna directora centrului Alexandru Marii Roman, cu domnul viceprimar Ionuț Apostu, da? Așa, cu directoarea tehnică. Da. Și bineînțeles cu doamna Ileana Bănucu și bineînțeles cu doamna Luminița Colțeanu, care este șefa Serviciului de Investiții pe Fonduri Europene. Deci a fost o echipă bună, din care cu siguranță și astăzi m-am întâlnit așa pe rând cu o parte dintre ei. Îmi doresc că cel târziu, la începutul săptămânii viitoare, să mai decantez un pic, să facem o întâlnire, doar noi cinci, și cu, bineînțeles, cu Oana Matache, cu doamna viceprimar, și să povestim ce ni s-a întâmplat, să le trecem pe o hârtie și să începem și noi să aplicăm o parte din ce am văzut acolo și remarcabil, bineînțeles, care ar putea ajuta și Buzău. Sunt foarte multe contacte, bineînțeles că vor veni și ei în vizită la noi și vom dezvolta și alte contacte, pentru că am fost primiți extraordinar de bine și de ambasadorul nostru în Franța, excelența sa, domnul Luca Niculescu, care ne va sprijini în
tot felul de proiecte pe care le vom avea cu partenerii noștri francezi și cu alți parteneri pe care îi va găsi ambasada noastră acolo. Una peste alta, o săptămână foarte utilă pentru viitorul Buzăului. Sunt sigur de treaba asta. Pe partea cealaltă, mi-a întărit convingerea că drumul pe care a apucat-o Buzău este un drum bun. Suntem la, cum să spun eu, la nivelul lor. Bineînțeles că acolo sunt mai mulți bani și mai multe idei care se propagă de sus în jos. Fără lipsă de modestie, noi facem o mică revoluție în ceea ce înseamnă tranziția la economia circulară, iar de acolo, prin lege și până tot ce se gândește se aplică la nivel național. Și acest lucru este deosebit. Eu ceram, văzând, în sfârșit nu găsesc alt cuvânt acum, impotența guvernelor din ultimii ani, am ales să avem o strategie aparte noi, care să ne ducă mai repede în Europa decât ajunge România. Ne pregătim să avem un alt guvern acum, un guvern din care, iată, PSD-ul are o parte importantă și vreau să-mi spuneți așa, dacă știți din culise, înțeleg că astăzi domnul Ciolacu a devenit președintele Camerei Deputaților. Pentru mine, ca primar al Buzăului și pentru comunitatea buzoiană, trebuie să fim mândri și cu siguranță prin constituirea acestui guvern, Buzău cu siguranță va avea de câștigat. Pentru că ce s-a întâmplat până acum cu acest USR, care nu pot să-mi exprim o părere așa, dar oameni fără experiență, mare majoritatea a lor, foarte tari pe partea asta de rețele, pe Facebook și restul, dar s-a dovedit că doar atât sunt în stare și nu sunt în stare. Le spuneți că PSD-ul va revoluționa, lucrurile va fi mai bine? Nu neapărat, dar lucrurile sunt mult mai așezate. Acest partid are foarte multă experiență și dincolo de tot felul de apelative, ciumă roșie, ciumă nu știu de care, a dovedit în timp că poate să facă lucrurile cu mai multă temeinicie decât s-a întâmplat până acum. Și sunt convins că acel Ciolacu, așa cum m-a propus pe mine, aici că până la urmă poți să fii tu geniul Carpaților, dacă să ai și pe unul care să te propună, ca să te scoată în evidență. Și Marcel a făcut această propunere atunci, am mai povestit la emisiunea asta în decembrie 2015, bă, uite, m-am gândit că ar fi bine să, dacă ai participat, să fii candidat pentru primăria Buzău. Și i-a spus, bă, Marcele, am mai spus asta de 100 de ori, dar o spun de fiecare dată. Vă place să vă amintiți, eu nu m-aș alege, pentru că, uite, așa. Nu, eu am încredere în tine că vei face treabă bună. Și sper că nu voi dezamăgi. Voiam să vă întreb pentru nu că... Nu voi dezamăgi majoritatea buzoienilor, pentru că pe o parte din buzoieni am dezamăgit. Vorbesc cu linia continuă și cu altele. Și nu o spun în glumă, pentru că, discutăm din păcate, trebuie asta. Să n-ai încotro, nu poți să mulțumești pe toată lumea. Vreau să mă mai întreb referitor la ce se întâmplă. Domnul Romașcanu devine ministrul culturii. Ce se va întâmpla la PSD când sunt alegerile? PSD Buzău, mă refer. Nu mai au vreo importanță alegerile astea. Așa că o să avem un președinte interimar de partid care este ministrul culturii. Este foarte bine, culturii. Așa, un tip echilibrat, un tip cult. Eu mereu apreciez la un om nivelul de educație și de cultură. Și pe urmă mă gândesc ce a făcut, dacă a mai făcut și prostii. Dar omul are o șansă în plus în viață și pentru comunitate, dacă este un om educat și cult. Și Lucian Romașcanu nu este. Iar dacă până acum banii de la guvern nu prea veneau deloc, credeți că de acum înainte va fi altfel pentru Buzău? Măcar să fie un echilibru, pentru că am mai povestit treaba asta, inclusiv aici în județul Buzău. Bă, Vadu Pașii, de exemplu, că dau să prinde campusul și la Vadu Pașii, băiatul ăsta primarul primea bani chiar dacă era la liberal, că să dădeau 10 lei când era PSD-ul la Mărăcineni și 8 lei la Vadu Pașii, dar să dădeau. Ăștia, când au venit liberalii, le-au dat numai lor, nu absolut nimic. Și încă o dată, pentru orașe cel puțin este o nedreptate, pentru că noi trimitem banii la București, guvernul nu produce bani, doar administrează bani. Și acești bani se întorc înapoi sau nu se întorc, cum a fost și cazul Buzăului. Foarte puțin bani în ultimii 2 ani, aproape deloc. Și nu este deloc în regulă treaba asta, pentru că până la urmă sunt banii noștri. Cu siguranță se va face dreptate și în această zonă și, bineînțeles, avem multe proiecte care au fost blocate. Mă refer la transferul Crângului, chiar dacă are lege, mă refer la alte transferuri, cele 12 hectare de acolo, de la după Metalurgica pe stânga, pentru că avem un proiect european și acolo, și multe alte proiecte care au nevoie de hotărâri de guvern. Mă gândesc inclusiv la preluarea iazului Morilor. E un lucru extrem de important, 20-30
8 de kilometri de la Cândești până în spate la Berguleasa, pentru că lucrăm și la Pug acum și putem dezvolta foarte multe lucruri în Buzău. Povestea o doamnă directoare din Ministerul Tranziției Ecologice din Franța. În orașele trebuie să fie, sau biodiversitatea trebuie să fie în centrul orașelor. Orașul Buzău s-a dezvoltat, nu s-a dezvoltat pe lângă râul Buzău, s-a dezvoltat pe lângă acest canal natural desprins de râul Buzău, care se numește Iazul Morilor. Am avut acest prim proiect pe Iazul Morilor, dar Iazul Morilor, vă spuneam, înseamnă 20, peste 20 de kilometri, din care doar 5,3-5,4 kilometri pe raza municipiului Buzău. Domnule primar, haideți să vorbim puțin despre străzi. Avem și imagini. Am văzut că ați postat astăzi pe Facebook un filmuleț despre Bulevardul Unirii, despre cum arată acum, filmări din dronă și cum va arăta la finalul lucrărilor. Diferențele sunt într-adevăr spectaculoase, dar între timp mai sunt probleme pentru cei care locuiesc în zonă. Și vreau să vorbim despre Bulevardul Unirii prima dată, astfel încât să înțelegem. Voi vorbi despre toate. Ce se întâmplă acum, arătați și dumneavoastră aici. Noi fiind în șantier, bineînțeles că am prezentat de-a lungul timpului, așa că sunt un tip care mă consider un bun comunicator. Am povestit de fiecare dată ce se va întâmpla în acest oraș și voi povesti în continuare. Dar nu poți să-ți dai seama în momentul în care, eu știu, s-au săpat trotuarele, s-au săpat strada. Cum va fi acea stradă? Gândiți-vă câte înjurături am luat de-a dreptul pentru strada Transilvaniei atunci când am avut acel necaz de nu se stabiliza solul de loc, fără să știm ce se întâmplă acolo, și cu ploile de la începutul acestui an, când efectiv nu puteai să mai înaintezi. Bineînțeles că a fost o supărare pentru acei oameni. Din supărarea asta a mai trecut. Bineînțeles, după ce am luat decizia corectă, zic eu, de a interzice oprirea aici, la acest angro, unde strada Transilvaniei are cea mai mică lățime spre Bulevardul Unirii aici, bineînțeles, de aici a pornit și cu această linie continuă. Au venit oamenii, am trecut la Transilvaniei, vorbim acum de Transilvaniei, au venit la dumneavoastră, la primărie, să vă facă să vă răzgândiți. Nu, este imposibil, pentru că noi avem și niște condiționalități. Când am obținut acești bani, și nu este o sumă mică, este vorba de vreo 24 de milioane de euro, din care 18,6 milioane de euro numai pe cele trei străzi mari ale Buzăului, Unirii, Transilvaniei și zona industrială, plus autobuzele electrice, care vor veni, primul s-ar putea să vină chiar a noastră, diferența până în Paște, plus managementul inteligent al traficului, a început deja să lucreze la treaba asta, s-a pus următoarea condiție. Vă dăm acești bani, că n-au dat bani pentru asfaltare, să ne înțelegem foarte clar. Au fost bani pentru asfaltare de care Buzăul nu a beneficiat în timp de la Uniunea Europeană. Am făcut acest artificiu și ca să obținem acești bani pe mobilitate urbană, am spus da, aici vor circula autobuze. E regulă, noi favorizăm proiectele care pun pe primul loc transportul oamenilor cu autobuzelor, cu bicicleta și pe jos. Deci a fost condiția pentru a primi bani, da? Absolut, altfel nu stădea niciun ban. Deci noi nu putem acolo să vor mai face mici înțelegeri legate de intrările, ieșirile spre agenții economici, Rom Carbon, Concasu și ce mai avem aici. Te referim acum la linia continuă, Jurie? Mă refer la linia continuă, da? Care sigur, aici o spun pe șleau, nu sunt de acord nici cu poliția. Dom'le, noi recomandăm să poliția fie... Poliția aici că nu v-a dat acordul. Nu a dat acordul final, s-a dat un acord preliminar. Bineînțeles, n-am fost în oraș acest și nu pot să controlez tot. Cei de la Ștrabac s-au grăbit pentru că trebuia să aștepte și, aici au dreptate polițiștii, și avizul final de la poliție, depus cu foarte mult timp înainte să ne înțelegem foarte clar și să lucrăm la acest șantier, și știe și poliția română că de la Buzău că se lucra acolo, nu-i critic absolut deloc, dar în niciun caz toate recomandările date de dumnealor, adică la fiecare intersecție de stradă, inclusiv cu alee, să ai linie și să... Bă, vine autobuzul, vine, eu știu, dimineața, când vin o mulțime de mașini dinspre Vernești, și vin mașini de aici, trece în stânga, oprești toată coloana. Iar intră mașina în stânga, iar coloana. Nu se poate. La întoarcere, la fel. Adică, bă, până la urmă, ești mașină, sunt și eu șofer. Până la rondul ăla de la Dedeman și pe partea asta, la altă, faci un minut, două. Cum s-a întâmplat și aici, că s-a cerut inclusiv de cei de la Lidl, și aici poliția a luat decizia cea mai corectă și le-a mulțumit, cei de la Lidl doreau un sens giratoriu, atenție, după intersecția Unirii cu stadionului, aici, chiar în fața magazinului, vorbesc de Lidl de pe Calea Eroilor. În condițiile în care o mașină te duci până la sensul ăla giratoriu,
unde este B-ul acolo, la intrare pe calea Eroilor, și vii imediat, într-un minut ești aici. Doamne, ești în mașină totuși și pe jos, eu merg pe jos. Doamne, mai faci un pic de mișcare, dar nu putem să... În sfârșit, deci asfaltarea asta nu s-a făcut de dragul asfaltării. Asfaltarea asta s-a făcut pentru un Buzău de mâine, nu de ăsta de ieri. Deci adică ajungeți la un compromis, că înțeleg că nu sunteți de acord cu ce solicită poliția rutieră în totalitate. Vom vedea, bineînțeles că nu sunt de acord, dar nici ei, dar și ei au fost... Cine hotărăște? Au fost mai... Nu, încă o dată. Ei le-au dat ca recomandări. Oportunitatea nu o hotărăște poliția, să ne înțelegem foarte clar. Oportunitatea o hotărăște primăria Buzău, Consiliul Local, care a votat deja treaba asta. Și acest lucru a fost, vorbesc pe condițiile generale pentru această stradă, deci proiectarea a fost făcută de oameni specializați, inclusiv au fost consultați profesori universitari. Deci este evident aici că vom găsi împreună cu poliția acele soluții ca să nu punem în pericol nici siguranța trecătorilor și a autoturismelor care sunt în trafic, dar nici să blocăm în permanență traficul. Bun. Deci, dacă joi... Orașul ăsta să vrea mai puțin poluat, deci numai cu frână și cu mașini mergând cu 2 km pe oră... Sunt mulți agenți economici acolo. Și poluare, agenți economici mici. Și îmi pare foarte rău și vă spun și le-am spus-o și în față, eu dacă aș fi fost primar în vremurile alea, nu aș fi permis să faci un angro pe o stradă a doua ca importanță în municipiul Buzău după Bulevardul Unirii este strada Transilvaniei, care este aglomerată în permanență și nu poți să vinzi varză direct din mașină de 3 tone jumate, direct pe stradă. Sau să te aprovizionezi cu apă la ora 12. Le-a dat un program pe timp de seară și își pot transforma afacerile în afacere în detai, nu angro. Dacă au marfă bună și la prețuri mici, se vor duce oamenii să cumpere de acolo. Știu că joi e ședință cu poliția rutieră la primărie, dar spuneți-ne dacă aveți deja trasată o concluzie sau ce le veți spune din partea primăriei. Încă o dată, nu, eu decid. Eu, dacă vreți, sunt un moderator în treaba asta. Pentru că vor veni oamenii. Nu decide nici poliția rutieră. Încă o dată, bineînțeles că nu decide. Dacă decide, vine la primărie, băgăm dictatură în oraș, mai nu vor un judecător, un procuror. Care e compromisul pe care credeți că ar trebui să-l faceți? Compromisul trebuie să vină cu argumente tehnice de ce trebuie altfel. Și din cauza asta aduc toți proiectanții care au participat și consultanții care au participat la acest proiect și care știu această meserie extraordinar de bine. Și trebuie să se bată între ei și eu voi fi atent. Veți modera, dar nu o să rămână dar probabil linie continuă să de un kilometru atenție, jumate. Nu trebuie să încălcăm legea circulației. Sunt de acord pe treaba asta 100%, că și eu sunt șofer, am încălcat-o de mai multe ori, acum nu mai încălc. Bun. Așteptăm să vedem ce se întâmplă joi. Să va întâmpla bine, deci Buzăul trebuie să meargă pe calea ce dreaptă. Înțeleg că atunci când s-a făcut proiectul a fost logica pentru acel culoar unic pentru autobuze, dar și pentru autospeciale, da? Și de aceea s-a trasat linie continuă de un kilometru jumate. Nu, este și mai mult de atât. E mai mult. Deci, linia asta continuă vine să nu mai faci stânga când vii de aici, sau să faci dreapta când vii de acolo dinspre Buzău și stânga-dreapta. S-a înțeles, numai asta e problema asta. Deci, încă o dată, trebuie îmbunătățită mobilitatea urbană. Nu numai prin linia asta continuă și prin piste speciale de autobuz acolo unde se poate, ci și prin managementul inteligent al traficului. Vom avea vreo 35 de intersecții din Buzău cu semafoare speciale, cu adunare de date. Management inteligent înseamnă că vom avea și o inteligență artificială acolo care vor decide, de exemplu, ca autobuzul, de exemplu, să aibă verde de la un cap la altul pe tot traseul, dacă este posibil. Astfel încât dacă el la 10 și 3 minute trebuia să ajungă în stația de la bazar, va ajunge în stația de la bazar la 10 și 3 minute. Dacă vom merge cu aceleași obișnuințe dinainte, nu se va mai întâmpla treaba asta niciodată. Deci trebuie să intrăm într-o disciplină care peste tot în orașele astea mari, inclusiv acum la Paris sau dincolo la Tur, există și e o chestie naturală. Primarul de acum, primar la Partidul Verzilor, a lăsat să se circule pe o stradă de 6,4 km peste râul Loara, fluviul Loara, deci Valea Loarei acolo este o zonă superbă din punct de vedere turistic, a lăsat să circule numai tramvaile, bicicletele și oamenii pe jos. O frumusețe.
Oamenii la început s-au revoltat și pe urmă și-au dat seama, mă, într-adevăr, putem respira și e un lucru deosebit pentru acest oraș. Mai puțină poluare, mai multă mișcare. Eu știu, acum ne-am obișnuit cu atâtea mașini. Se constată acum în vest că nu mai circulă, nici nu mai cumpără foarte mulți dintre ei mașini. Pur și simplu sunt create condiții astfel încât să nu fie nevoie de mașini. Te duci cu autobuz, te duci cu bicicleta, te duci pe jos, iar la Buzău, credeți-mă, într-o jumătate de oră poți ajunge oriunde în Buzău. Cel mai lung traseu este de la primăria Buzău până la capătul străzii Transilvaniei și înapoi. Faci vreo oră și vreo 10 minute. Pe jos. Domnule primar, să vorbim despre Unirii. Se pare că s-au mișcat mai repede cei care s-au mișcat peste tot, lucrările. Iar terminul să ne înțelegem, sfârșitul anului viitor, începutul 2023. Deci am nimerit, Doamne ajută, nu am nimerit, a fost licitație, vă dați seama. O firmă mare care are și forța și tehnologică și financiară. Pentru că gândiți-vă numai la treaba asta, ei n-au primit decât 2,5% din valoare la facturile pe care le-au depus, restul sunt acum la București, sper să deblocăm, sunt la judecat acolo, pentru că nu au primit banii de la Uniunea Europeană, că nu au trecut încă de Ministerul Dezvoltării. Au trecut de ADR Brăila, Agenția de Dezvoltare Regională, au dat verde că totul este ok. Se așteaptă plata acum de la minister, pentru că oamenii ăștia chiar sunt neplătiți. Dar nu au oprit nicio zi și au avut posibilitatea să lucreze, au lucrat punând bani de la ei în treaba asta. Deci puteau protesta, puteau să fie oprite lucrările. Puteau să oprească, dar s-au întâmplat în atâtea locuri în care pur și simplu constructorul a închis și a plecat. Dom'le, când mă plătiți, mai trec pe aici. Bun. Acum vedem că sunt lucrări, s-a asfaltat și pe Unirii Sud, pe carosabil, se vor termina trotuarele de pe Unirii Sud până pe trotuare, e un avantaj aici că lucrăm cu dalele, deci trebuie acel strat suport de beton și peste el, deci dacă acel strat s-a turnat, se pune nisip și pe urmă pe nisipul ăla se pune acele dare, se îmbină foarte ușor. Deci poți să lucrezi și de Crăciun. Eu știu, dacă n-ai ploaie, n-ai zăpadă, n-ai vifor, deci și peste iarnă se poate lucra. Deci ei încearcă să aibă acel strat suport ca oamenii atunci când plouă să aibă pe unde trece, pentru că nu le-a fost ușor și încerc scuze și pe această cale, dar nu se poate un șantier fără să fie și disconfort. Dar lucrurile sunt bune și, în sfârșit, până la jumătatea anului viitor, vom avea cele trei străzi așa cum trebuie. Și acest lucru este foarte important. Oamenii ăștia încearcă să finalizeze Transilvania, care este aproape terminată, și la nivel de trotuar se va întâmpla treaba asta, și zona industrială la fel, și să le facem deja o recepție parțială și în primăvară să se concentreze și în iarna asta numai pe Bulevardul Unirii. Ce se va întâmpla cu parcările de pe Bulevardul Unirii? Așa cum se vede și în aceste imagini, sunt parcări și de-a lungul non-speak, de-a lungul așa, axei, dar sunt câteva zone în care sunt și parcări în speak, în funcție de lățimea pe care am avut-o pe bulevard. Și bineînțeles, tot pe Unirii Sud acum, dar lucrul ăsta se va întâmpla în permanență până vom finaliza. Se lucrează și în spatele blocurilor. Acum lucrăm, s-a făcut Aleea Rinului în partea cealaltă spre Viitorului și s-a rezolvat tot acolo bugetele cu tot. Acum se lucrează aici pe Aleea Stejarului, Platanului și până vom ieși în partea cealaltă pe stadionul la Armată. Vom mai câștiga locuri de parcare și prin spate și bineînțeles cei care vor fi în apropierea pieței, în apropierea, vin de la o discuție acum cu grupul de arhitecți care se ocupă de treaba asta, vom avea o parcare, încercăm noi pe trei nivele subterane, aici unde între Biserica Sfinții Îngeri, Parcul Sfinții Îngeri și McDonald's-ul, să câștigăm vreo 500 de locuri de parcare aici pentru toată zona centrală. Și obligăm pe toată lumea să intre aici. Gândiți-vă că Ostrobului va fi cu dublu sens. Mașinile trebuie să ajungă undeva. Pentru că în centrul orașului, probabil în, eu știu, până la sfârșitul anului, dacă nu vor fi contestații, vom încheia contractul și pentru piața Daciei și Aleea Florilor. Practic acolo va fi interzis traficul auto de orice fel, inclusiv cu autobuze. Și va fi dublu sens pe strada Ostrovului, inclusiv pentru autobuze. Deci e o perioadă cu multe șantiere în Buzău, dar Doamne ajută, cred că majoritatea buzoienilor
chiar dacă nu toți, că unii mi-au reproșat acolo părețele astea care sunt și eu activ, mai bine nu mai luai niciun ban european, că era mai bine ca înainte, că blochezi tot cu asta, cu autobuzele, noi ce facem cu mașinile. Vom găsi soluții pentru toate. Dar da, banii europeni sunt cei mai buni. Primăria, dacă mă ierte cei care sunt în situația asta, ai 3 mașini, 2 mașini, 4 mașini, primăria nu este obligată și nu a încheiat contract cu nimeni ca să ofere și parcări, pentru că Buzău, din păcate, nu are parcări în momentul ăsta. O să facem eforturi, așa cum am anunțat, să mai avem încă o parcare în zona asta, micro 3, Frăținetului, în care s-a făcut acel parc Iazul Morilor, să avem și aici pe 2 nivele parcare subterană, studiem și acest lucru acum și să vedem unde ne va mai permite terenul Buzău, supraviețele pe care le avem în oraș, în zone centrale, mă refer, să mai putem veni cu parcări subterane, pentru că parcările supraterane blochez blocuri, blochez foarte multe lucruri. Și mai bine te duci în subteran, deasupra să fie parc, și cred că este mult mai bine așa. O să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva minute. Continuă emisiunea de ale Buzoianului. Domnul primar Constantin Toma vă răspunde în direct. Puteți să trimiteți și mesaje în continuare. Domnule primar, se apropie 1 decembrie. Am văzut că în țară se fac pregătiri pentru parade militare. În Buzău cum va fi? Și la Buzău va fi paradă militară. Se va face pe Calea Eroilor, dar cu prezența, vorbesc acolo în partea, să zic, oficială, unde se desfășoară defilarea doar cu 200 de persoane. Bineînțeles, în afară acele zone pot fi mult mai mulți oameni. În condițiile astea strict reglementate, legate de perioada prin care trecem cu acest COVID. În rest, vom avea iluminat festiv tot public. Tot de 1 decembrie, da? Începem de 1 decembrie, da? Luminițe, va fi ca și anul trecut, doar în piața Daciei, și căsuțe cu produse tradiționale, muzică specifică perioadei, dar nu mai mult, pentru că trebuia să punem garduri, să verificăm pentru certificate verzi, vaccinați, nevaccinați, și am zis în perioada asta în care, eu știu, este această luptă pro și contra. Să nu discriminați. Să nu discriminăm și să fie lumea să poarte măști, dar să nu dea spectacole. Da, și am ales această soluție și pentru perioada asta consider că e mai bine așa, astfel încât nici să se aglomereze foarte multă lume și nici să încurajăm sau să descurajăm anumite activități pe care le făceam în mod curent. Vă întreabă un telespectator, domnule primar, cu cât cresc taxele și impozitele? Știți deja pentru anul viitor? Față de anul trecut, doar cu inflația, suntem obligați de lege să întâmple în jur de 3%. Deci ne obligă legea să indexezi automat, legal, pe codul fiscal, cu inflația pe anul trecut. Și cred că a fost în jur de 3%, dacă nu chiar 2,8%. Aceasta va fi singura majorare, da? Da, rest rămâne ce a fost anul trecut. Adică s-au mărit anul trecut, așa cum știe, pentru imobile cu 50%, rămân ale. Vorbim cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct. Fernando Navaza, cu respectul, să trezi un primar și cu respect. Vă salut. Vă rog. Dumneavoastră, eu sunt președinte de asociație Centrul Dacia, veniți de acasă după Bucegi al Ieșului, Biserica Greci, vă duceți la primărie pe picioare. Corect? Așa e. Ultima investiție în această zonă care a fost făcută la noi în centru. Plătitor de taxe pe cota zero, adică cele mai mari taxe. De e singura întrebare, blocul 2, Dacia, blocul 3, Dacia, 5B, Teveța, Biserica Greci, Apicola, toată zona coste destul de bine, domnul primar. Așa. Deci nu a fost ajutat cu absolut nimic niciodată. Niciun fel de investiții, ni s-a promis cu gamurile. Eu sunt persoana care am avut, deci, 4-5 ani de zile, știți, subiectul cu gamul la Dacia, la Teversat. Și orice spectacol care se susține acolo, că mai înainte ați pomenit ceva de acele spectacole, deci în spate, deci în față, se distrează, în spate nu avem toalete, măcar speculozice. Ghemele de gunoi care au fost mutate. Dar știți foarte bine situația. Îl las pe domnul primar să vă răspundă. Eu apelez la dumneavoastră în numele locatari. Haideți ca să reușim și noi să aveți grijă și dumneavoastră în centru. Deci în centru, credeți-mă, când veniți de acasă și o trimiți la dumneavoastră în audiență, sunt foarte multe și mari probleme.
Bun, vă răspunde domnul primar despre ce deci, se va întâmpla în viitor. Seară bună! Așa cum știți și spuneam și mai devreme, este o mare investiție în toată piața Dacia, iar acolo pe acel gang care este, nu este proprietatea municipiului Buzău, este proprietate comună, avem un proiect cu refacerea, reabilitarea sălii Dacia. Chiar mâine, după ședința de Consiliu Local, am o întâlnire cu arhitecții care au reproiectat această sală, mai micșorând din suma de investiție care a fost acolo, astfel încât să nu mai, că noi vrem să facem o sală multifuncțională, inclusiv cu cinematograf 3D, teatru, rămânem doar la sală de conferință și mici spectacole și, bineînțeles, o să vă propun, trebuie să fim de acord aici, să închidem accesul spre intrarea în sala Daciei și inclusiv să nu mai intre oameni decât cu cartelă, de fapt cei care locuiți acolo. În același timp, și eu am sesizat treaba asta, când mai vin la interviu la TV Sat, pe timp de noapte se întâmplă tot felul de tâmpenii acolo legate de transformarea în toaletă publică, să o spunem direct. E un miros de foarte multe ori foarte greu. Le-am spus celor de la RER și spală aproape zilnic acolo, să avem și o toaletă publică subterană modernă în piața Daciei, dar care nu se va vedea. În același timp, dacă v-ați înscris, este ok, dacă nu v-ați înscris, pentru reabilitarea aproape totală a blocurilor pe proiectele europene, încercăm să luăm o mulțime de bani, din câte știu vom putea face circa 170 de blocuri. În programul ăsta 2000, până în 2020 a fost, dar se vor termina până în 2022, sper, au fost prinse doar 20 de blocuri, că doar atâția bani au fost. Încercăm să prindem toate blocurile din piața Dacia, pentru că o parte dintre ele, nu cele unde stați dumneavoastră, cele care sunt în față, au primit și acea fatidică bulină roșie care a creat oamenilor multe probleme. Deci ne vom ocupa de centru pentru că face parte tot din municipiul Buzău și aici aveți mare dreptate și impozitele sunt cele mai mari tot în centrul orașului. Haideți să mai vorbim cu interesul. Prima prioritate a fost chiar atunci când a venit primar. Străzile de pământ, cele 56 de străzi de pământ, le-am terminat acum vreo 2 ani. Acum continuăm cu marile străzi, blocuri și toate proiectele astea care o să vedeți o să facă din Buzău un oraș locuibil cel puțin. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Vă rog. Domn primar, o întrebare. Strada Transilvaniei este prevăzută sau nu este prevăzută cu pistă sau piste pentru biciclete? Că eu n-am văzut. Seară bună! Din păcate, geometria și legislația tehnică în vigoare nu ne-a permis și pistă. Cu părere de rău, sunt un adept al pistelor de biciclete. Deci nu s-au putut prevedea piste de biciclete pe strada Transilvaniei. Din păcate, eu spun. Dar vor fi sunt pe Unirii da? Și pe toate străzile mari, unde se vor putea face, ca o informație așa, pe PNRR se acordă primăriilor de municipiu direct 11,4 milioane de euro și restul alocări competitive. Adică primul venit, primul servit, dacă ai un proiect și încercăm să le ducem până la 140-150 de milioane de euro. Atenție, de la 11 milioane cât ne acordă direct. Dar cele 11,3 milioane de euro am dat acum un studiu să scanăm orașul și să punem piste de biciclete peste tot în afară celor care sunt deja și sunt puține, din păcate, și a celor pe celelalte două străzi mari ale Buzăului, mă refer la Unirii și zona industrială, dar vom avea cu siguranță și pe 1 decembrie 1918, săptămâna viitoare vom da câștigătorul, și pe Republicii. Și pe Horticolei cu siguranță. Vă întreabă un telespectator ce mai știți de cimitirul cel nou. Se va mai întâmpla sau nu? Se va întâmpla, dar birocrația românească lucrează așa cum trebuie. COVID a lucrat și el. Din păcate, nu ne-am înscris în termenul hotărât prin decis prin hotărâri de guvern, respectiv de la predarea spațiului în 3 ani de zile să avem cimitirul. Vom da spațiul înapoi la armată, luându-l pentru altă hotărâre de guvern. Dacă îl vom avem mai un da. Schimb, avem în schimb, nu-l dă.
Domnul prim-ministru Ciucă este cel care ne-a dat când era ministru apărării, era șeful statului major general al armatei. Și având și o relație bună, nu cred că se va întâmpla acest lucru, acel teren va fi al nostru. Gândiți-vă numai la treaba asta, ca să a trebuit să facem pus pe zonă, cu o mulțime de avize. Numai treaba asta a luat aproape un an, fiind cimitir, băi, pânza freatică, nenorociri. Îți dă proiectul, obții proiectul tehnic, vorbesc de funcționarea statului român. Își cere aceleași avize, mai durează iar aproape un an de zile. Și acum, în sfârșit, avem autorizație de construire pe care are valabilitate 2 ani. Doar că deci, mai gândesc, din primăvară, nu, vreau în această iarnă să obținem în 2-3 luni de zile, să obținem nouă hotărâri de guvern și din primăvară să intrăm în forță, astfel că până la sfârșitul anului viitor să avem deja, în sfârșit, să putem înmormânta... Să se finalizeze lucrarea, da. Acolo. Mai vorbim cu un telespectator, bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul primar, sunt o cetățean al Buzoanei care locuiesc pe strada Fundătura Viorelor. Fundătura? Viorelelor, în spate la biserica de pe Patrie. Ok. Prin anul 2009 s-au locuit țevile de apă de către o firmă a primăriei, Compres, sau cam așa ceva se chema. Prescom. Sau Prescom, exact. Da. Străduța asta a fost asfaltată. Iar cei de care au înlocuit semne au lăsat-o așa. Și când plouă, e noroi. Dacă veniți acum să vedeți ce părți... Eu vă mulțumesc pentru informație. Vă asigur că este prima dată când aflu acest lucru. Deci, o să iau de la doamna Magda. Mâine dimineață o să chem pe doamna Preda. Dacă știe, și va intra în problemă. Doamna Preda știe, în luna februarie a venit cu o doamnă blondă pe stradă. Doamna directoare Ileana Bănucu, da. Se va face vremea bună, va veni și cum va asfalta. Acum să vă spun ce s-a întâmplat anul ăsta, că mai avem un pic din el. Da. Din păcate, bugetul unei primării se face pe veniturile anului trecut. Veniturile anului trecut fiind proaste, am avut extraordinar de puțin bani pe reparații. De străzi, spații verzi, ați văzut că am fost cu coasa, a durat foarte mult. Adică până la urmă ai bani, poți face foarte multe lucruri. Șansa noastră a fost că am reușit să luăm mulți bani europeni și asfaltările care practic se fac acum în Buzău sunt asfaltări pe fonduri europene. Acest lucru ne-a ajutat foarte mult. Cu siguranță anul viitor, pentru că anul ăsta au fost încasările mai bune, vom avea mai mulți bani pe reparații, cum este și cazul străduții dumneavoastră. Îi mulțumim telespectatorului. Deci mâine dimineață o să... Dacă nu a fost pe listă, dar că sunt sigur că a fost pusă pe listă cu străzile care vor fi refăcute, reabilitate la anul. Vă citesc câteva mesaje. Spune cineva, lider care a eroilor face aprovizionare doar noaptea, fac un zgomot îngrozitor, vorbiți cu ei să găsească o soluție în acest sens. Se poate interveni? Păi, cu poliția locală, bineînțeles, vedând dacă au și aprobarea, mă normal au, că tirurile alea care intră în oraș, toate plătesc la primărie și iau un acord. Pentru că nu ai voie cu mașini mai grele de 7,5 tone în oraș, decât cu aprobări. Ori sunt constructorii care vin, cum este firma Strabag, bineînțeles că îi las cu utilajele când ai încotro, și bineînțeles marile rețele de-astea de magazine care se aprovizionează cu camioanele, nu cu dubele. Giratoriul de la gura podului Drăgaica va rămâne cu bidoane, întreabă un telespectator. Deci, în primul rând, posibil să nu, el și-a dovedit, cum să spun, succesul până la urmă, că a ajutat foarte mult acest lucru. 1 decembrie 1918, așa cum spuneam un pic mai devreme, în sfârșit, după o perioadă lungă, a fost licitație, vom avea un câștigător, se reface această stradă și, pe urmă, putem să gândim, deocamdată există un proiect pentru această stradă. Dar și bidoanele alea și-au făcut rostul, că un sens giratoriu de ăsta poate să ajungă și la 500.000 de euro. Credeți-mă că mă gândesc și la bănuții ăștia, că putem să scăpăm repede de ei. Mai vorbim cu un telespectator. Bună seara! Bună seara, domnul primar, bună seara, doamna Magda. Vă rog. Am și eu câteva întrebări care domnul primar nu le-a finalizat și promite de atâtea ori. Sper că vă răspunde acum, dacă le spuneți pe scurt, vă rog, că mai avem 2-3 minute. În mandatul viitor, ca să țină promisiunea față de cetățenii. Ia spune ce vă supără. În primul rând, dacă aveți
un teren pentru spital, că avem nevoie neapărat. Teren pentru spital, da? Așa, iluminatul public prin străzi, un culet. ULED-uri, da? Și în zona gării, pasajul ăla, să zic ce eu face, că e groază ce e acolo. Pasajul subteran, da? Oraș, da, pasajul în oraș. Bost, chestii din oraș. Toaletarea copaci. Așa. Platoul Dacia, să zic, nu se mai aude nimic. Bazarul, păi a spus domn primar mai devreme, dar nu l-ați auzit dumneavoastră. Da, și bazarul, bun, multe probleme. O să vă răspundă pe scurt, domnul primar. Eu vă mulțumesc mult pentru intervenție. Seară bună! Adică, iertați-mă, dar nu pot să ies în fiecare zi să spun cum mai evoluează. Am și eu 2-3 rapoarte pe săptămână care le fac inclusiv în intermediul Facebook-ului și, bineînțeles, atunci când presa este interesată de ceva, mai dau și ei din când în când. Nu prea dau nici ei întotdeauna. Acum nu vă fac o critică, dar asta este adevărul. Sunt multe probleme în oraș. Încercați să-mi le spuneți la rând, că au fost foarte teren multe. Teren pentru spital municipal. Teren pentru spital municipal. Nu vreau să fiu rău acum. A picat referendumul ăsta cu Țintești. Nu știu unde o să găsim teren pentru spital. Sunt foarte interesat de acest lucru. Acum sper, fiind și poziția domnului Marcel Ciolacu, la înălțimea al treilea om în stat și partidul PSD la Partidul Social Democrat la putere, vom încerca să găsim soluții, poate nu chiar în OAT Buzău, chiar pe lângă Buzău, să găsim, nu știu, spre Mărăcinești, spre Vernești, pe terenuri, spre Țintești, pe terenuri care nu sunt ale primăriei Buzău, dar poate reușim să luăm de acolo câteva hectare și să construim în apropierea drumurilor ca să ajungem mai repede acolo. Eu știu, autostradă sau o stradă mare. Altă întrebare, hai să răspund scurt. Să răspunde scurt, vă rog. Iluminatul public pe LED-uri. Iluminatul public pe LED-uri. Suntem deja, cred că săptămâna asta, sper, dar în decembrie vom avea un câștigător pentru iluminatul public cu LED-uri pe Bulevardul Unirii. Iar vom face aici, am făcut deja un studiu de fezabilitate, dar trebuie să îl rupem în două acum, pentru că pe fondul de mediu ne-au dat 5 milioane de lei. Vom avea, deci împărțit în două, vom declanșa, avem deja bănuții, licitație publică pentru iluminatul cu LED-uri în tot municipiul Buzău. Deci va fi o licitație separată care vom avea un câștigător, sper chiar anul ăsta, 1 milion de lei, 10 miliarde pe tot Bulevardul Unirii, intrăm pe urmă în tot Buzău. Altă întrebare. Spun și eu cum spunea Iordache, altă întrebare. Știți că așa a rămas și numele ministrului. Este vorba de pasajul subteran de la Gara. Pasajul subteran este al CFR-ului, acum cu partidul la putere. Sper că ăștia nu mi-a mai dat niciun verde. Trebuia să dea Bucureștiul verde, să-l trecem în proprietatea noastră. Sper acum să am mai multe uși deschise, astfel încât ori să-l treacă la noi, ori să-l repare. Dacă avem ministrul la transporturi de la PSD. Domnul Grindeanu, să mă duc personal săptămâna viitoare să am în vedere 3 miniștri la care o să ajung pentru proiectele Buzăului blocate. Deci săptămâna viitoare gata, merge. Joi ar trebui să se voteze. Joi asta și săptămâna viitoare mă și înființez. Sunteți pregătiți, da? Puțin de sparg ușa, nu cu capul, că înseamnă că ai mâinile ocupate. Vă ajută domnul Ciolacu, cu picior, nu trebuie. Mă duc și singur, mă cunosc oamenii. Așa, platoul ați răspuns deja. Platoul se face, deci dăm câștigătorul până la sfârșitul anului, în primăvară sigur va începe șantierul și pe platoul. Și la bazar, de ce nu se mai mișcă la nimic? Bazar se lucrează, dar se lucrează înăuntru. Deci și aici avem termen la mijlocul anului viitor, pentru că povestea asta cu COVID-ul a dus la schimbări majore în compartimentările interioare, că era ceva open space, o chestie mai modernă, acum ne băgăm din nou după sticlă. Asta e viața. Un telespectator spune să susținem fetele de la handbal. Au avut ghinionul lipsei de public. Și fotbalul și handbalul buzoian au nevoie de public, e așa clar. Este o suferință mare, cu siguranță cu spectatori în sală ar fi fost altul rezultatul de duminică de la ora 11. Altcineva spune, domnule primar, ne mai face spectacol la Târgu de Crăciun, vă mulțumim. Doar muzică fără artiști. Trecerea de cale ferată din fața căminului Apcarom a fost desființată parțial din cauza lucrărilor de reabilitare a căii ferate. O să vină înghețul și este mare pericol de alunecare. Puteți interveni pentru refacerea trecerii. Corect. Vorbiți, da? Vedem. Bineînțeles, da. Da, altcineva spune dacă se poate implementa un sistem de transport pentru elevi la orele pe care le au conform orarului Atenție, de la școală. Încercăm o soluție modernă. Este în cadrul PNRR-ului o bucată acolo, nu pot să-i zic axe, că nu o să mai numesc axe acum. O să încercăm și un transport dedicat doar elevilor.
O să detaliem într-o emisiune viitoare. Detaliem, altcineva vă roagă... O să depunem un asemenea proiect, sigur, pe plan național de redresare și reziliență. Vă roagă să analizați amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, dar și pentru părinții care au cărucioare cu copii mici, peste podul metalic din frumosul Parc Marghiloman, spune telespectatorul. De acord, dar rugămintea am foarte mare, pentru că cu siguranță sunt foarte multe probleme. Am făcut de câțiva ani de zile și parțial cu succes, cred că cel puțin 60% din problemele trecute acolo se rezolvă, Buzău City Report. Completați acolo cu detalii. Da? Scriu acolo rampă... pentru că răspund personal, dar văd și toate serviciile primăriei, că cât cap ai avea, cât capul de mare ai avea, n-ai cum să ții minte atâtea informații. Vă dați seama, vin, citesc 500-600 de hârtii pe zi, le semnez sau nu le semnez, primesc informații pe toate canalele și trebuie să le și formula lor și bani și așa mai departe. O să vă mai amintim și noi. Și o ultimă întrebare la care ați răspuns deja, cu cât cresc taxele și impozitele anul viitor? Deci doar cu inflația de anul trecut, maxim 3%, cred. În jur de 3%. Da, și cineva insistă de multe săptămâni, văd că din nou revine cu ideea, Spitalul Brătianu va fi tot muzeu când Spitalul Județean e arhiplin. Spitalul Brătianu e în subordinea Consiliului Județean și oricum proiectul a început înaintea declanșării pandemiei. Deci nu oricum că nu se putea face spital acolo. Un spital modern are foarte multe condiționalități ca să funcționeze. Iar afară un spital care a funcționat peste 30 de ani este dărâmat. Pentru că ați văzut, bacterii nenorocit. Exact. Da, din păcate la noi nu se poate întâmpla așa. Domnule primar, vă mulțumesc mult pentru că ați venit. Eu vă mulțumesc pentru oportunitate și eram cam nevorbit așa. Cam păi dacă plecați tot timpul, asta, plecarea asta nu-mi place. Chiar cum să spun, dacă plec mai mult de 2-3 zile din Buzău, deja... Devin obositor sau băie dor de Buzău? Nu, așa, băi, ce se întâmplă acolo? Cu toate că vă dați seama, sunt în legătură. Aveți oameni care vă țin la curent. Așa este. Problema este că și buzoierii mă țin la curent. Această săptămână chiar cu siguranță va fi utilă pentru viitorul Buzăului, pentru că, cum să spun eu, țările astea dezvoltate sunt dezvoltate în sfârșit. Hai să mă refer la orașul Tur. În secolul... Un minut mai avem maxim. Orașul Tur... aveau deja catedrală. Deci primăria s-a construit odată cu teatru și filarmonica. Deci totul este așa într-o dezvoltare, adică trebuie să ții cont de toate. Și de educație și de cultură. Asfaltul mai la urmă așa. La noi au rămas toate în urmă. Și trebuie să mergem cu toate odată. Spor la treabă vă doresc. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi, colegul meu Adrian Bâscă, imediat, apoi jurnalul Campus TV. Seară bună, la revedere!